Bine te-am găsit! Sunt Raluca Șachter și azi îți voi vorbi despre beneficiile transpirației. Multe persoane privesc transpirația ca pe ceva neplăcut care trebuie oprit, dar din nou natura a gândit lucrurile altfel. Iată câteva motive destul de incredibile pentru care transpirația este bună pentru tine. Detoxifiere. Sunt deja dovezi clinice și studii care au determinat că prin transpirație se pot detoxifia metalele grele, precum mercur, arsenic, cadmiu și plumb. De asemenea, substanța BPA, bisfenol A, din materiale plastice și care este toxică pentru sistemul endocrin, poate fi excretată mai bine prin transpirație decât alte căi de detoxifiere, cum ar fi prin urină. Același lucru se întâmplă și cu alte substanțe toxice. În plus, administrarea de niacină împreună cu transpirația poate crește mobilizarea acestor toxine stocate în organism. În practica mea, am avut clienți care nu puteau transpira, oricât efort ar fi făcut, și nici măcar în saună. Nu întâmplător, aceste persoane erau și foarte toxice. Aveau multiple și profunde probleme de sănătate și nu se puteau detoxifia corespunzător. O piele mai sănătoasă putem obține. La fel ca intestinul, pielea noastră are propriul microbiom. Transpirația poate acționa ca un prebiotic care contribuie la bacteriile sănătoase ale pielii și poate elimina bacteriile patogene din piele pentru a ajuta la combaterea acnei. Învinge gripele cu ajutorul transpirației. Cercetările au arătat că transpirația ne poate reduce șansa de a lua gripa cu o treime. Se pare că transpirația conține anumite proteine antimicrobiene care se leagă de bacterii și virus din organism și ajută la eliminarea lor. De asemenea, căldura dintr-o saună ajută la eliminarea infecțiilor și a virusilor și accelerează timpul de vindecare. Protecție cardiovasculară. Transpirația prin exerciții fizice sau în saună crește circulația și întărește sistemul cardiovascular. Saunele ajută la relaxare și ameliorarea stresului, care sunt de asemenea bune pentru inimă. Recuperarea după sport, după exerciții fizice. Transpirația mărește fluxul de sânge către mușchii scheletici. Acest lucru ajută la creșterea timpului de recuperare după boli, leziuni și tensiune musculară. Anumite studii arată că transpirația mărește chiar producția de hormon de creștere, care este modul în care organismul se repară. Ce putem spune de hormonii de relaxare? Nu-i de mirare că mulți dintre noi pur și simplu au o stare de bine accentuată după o transpirație bună. Transpirația activează răspunsul parasimpatic în organism, care ne permite să ne relaxăm, să digerăm corect și să ne recuperăm. Contribuie la ameliorarea anxietății și depresiei și la reducerea hormonilor de stres. Atracția și impulsul sexual. Poate acest beneficiu nu-l bănuiai, dar transpirația poartă cu sine anumiți feromoni. În timp ce nasul nostru este mai mult deranjat de miros, creierul însă detectează acei feromoni. Un studiu a constatat că atunci când bărbații excretă feromoni prin transpirație, aceasta îmbunătățește atât starea de spirit cât și concentrarea, precum și atracția crescută la femei. La prima vedere, pentru multe dintre noi, exact opusul se întâmplă, dar știința ne surprinde câteodată. Cum putem să transpirăm suficient? În primul rând, trebuie să folosim deodorante naturale. Prima modalitate de a obține beneficiile este să nu mai blochezi capacitatea organismului de a elimina, de a excreta transpirația. Antiperspirantele convenționale conțin metale grele și blochează porii și reduc capacitatea corpului de a transpira. În schimb, alege deodorante naturale pe bază de bicarbonat de sodiu, unt de shea și uleiuri esențiale, care sunt atât eficiente, dar și mult mai sănătoase. Exercițiile fizice zilnice sau aproape zilnice. Majoritatea dintre noi nu o facem suficient, deci ideal ar fi găsirea unei rutine și a unei modalități de a te antrena rapid o dată pe zi,
atât cât să provoci transpirație. Apoi stai într-o saună. Prin intermediul saunei, efectele și beneficiile transpirației sunt vizibile și imediate, mai ales pentru cei care nu pot face exerciții fizice intense. Câteva precauții însă: evită deshidratarea și bea suficientă apă pentru organismul tău. După transpirație abundentă, consumă electroliți, cum ar fi potasiu, magneziu, sub formă de suplimente sau prin aport crescut de legume și fructe, preferabil sub formă de suc. Dacă suferi de afecțiuni cardiace și tensiune arterială crescută, consultă doctorul și stabilește modul cel mai sigur de a transpira pentru tine. Cei cu eczeme ar trebui să se dușeze la scurt timp după o transpirație bună, deoarece anumite substanțe din transpirație declanșează un răspuns histaminic în organism care poate exacerba acea eczemă. Așadar, te-am convins că este bine să transpiri? Dacă da, aștept comentariile tale pe pagina noastră de Facebook Hello Sănătate și pe canalul de YouTube. Sănătate și pe curând!